de ușor îi lasă spațiu acolo pentru a se îndrepta spre balon. Marius Constantin, greșeală mare, gol! Ce eroare comite Constantin! Ce vă spuneam, doamnelor și domnilor, Doru Popadiuc în spatele lui Daniel Popa profită Chindia Târgoviște. Este tiparul de echipă oportunistă care se baricadează în defensivă și care, dacă te-a prins într-o astfel de situație, n-are cum să greșească. Chindia are avantaj de 1-0, dar greșeala lui Marius Constantin este una de neînchipuit. Atât de sigur a fost Constantin că va trimite către Straton, încât această siguranță te poate pedepsi. Constantin lasă acel balon să cadă, din prima greșește, ulterior îl are sub control pentru a doua șansă și comite eroarea decisivă. Zonă de acțiune, dar cât de înțelept, inspirat vine și Popadiuc, ce